Noua lege a salarizării care ar fi trebuit să fie gata de anul trecut vine cu schimbări importante pentru bugetari. În primul rând, salariile la stat vor fi formate din două componente: partea fixă și partea variabilă. Mai exact, românii vor câștiga în funcție de performanță după adoptarea noii lege a salarizării. O parte a salariului va fi fixă, aceeași în fiecare lună. O altă parte va fi variabilă, în funcție de rezultatele muncii. Noua lege prevede, de asemenea, sporuri de maximum 20%. Mai mult, niciun salariu nu îl va depăși pe cel al președintelui, iar ierarhizarea va fi reformată, în funcție de cât de grea sau importantă este munca depusă, spun autoritățile. Românii speră că vor câștiga mai mult, iar inechitățile vor fi eliminate. În aceste condiții, unele venituri ale bugetarilor pot scădea. să significativo